Ora 20, bună seara, sunt Gabriela Mihai, începem jurnalul. PSD discută orice scenariu în privința continuării la guvernare și nu este exclusă nici cea mai pesimistă variantă, adică cea a alegerilor anticipate. Iar unul dintre motive ar fi dezlipirea de PNL în condițiile în care guvernarea în coaliție nu le aduce socialdemocraților doar laude, ci ar atrage și pornoasele unui eșec. De asemenea, dacă ne uităm la discuții mai vechi, ne aducem aminte că există și un eventual context în care liberarii ar da înapoi privind rotația premierilor și a miniștrilor cheie din guvern. Și discutăm acest posibil scenariu cu Mihai Tudose, vicepreședinte PSD și totodată și europarlamentar. Bună seara, domnule Tudose! Bună seara! Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația în jurnal. Așadar, mulțumesc și eu. Cum putem comenta acest scenariu care a fost discutat astăzi în ședința socialdemocraților, a dumneavoastră de altfel? Care scenariu? Că nu știu despre ce vorbiți. Scenariul referitor la eventuale alegeri anticipate. Nu știu, poate cei care tot comentează acest lucru o face pe altă ședință. Nu s-a discutat acest scenariu, nu este pe agenda PSD acest scenariu. Scenariul de care faceți vorbirea dumneavoastră este o variantă pur teoretică, nu se poate exclude, și doar a fost prezentat un sondaj astăzi care, printre alte chestii, avea și acest lucru. Câți dintre români doresc alegeri anticipate? Bun. Și vorbind despre această variantă, este luată în calcul și de ce ar fi luată în calcul? Nu a spus nimeni că o ia în calcul, doar a fost prezentată. Repet, nu a fost pe ordinea de zi a PSD-ului la vreo ședință să luăm o decizie în ceea ce privește această variantă. Dar, cum în ultimul timp am cam învăzut de toate, ca zic așa, este și asta o variantă, probabil, dar aceasta trebuie generată de alt factor. Și să nu uităm că în România, conform Constituției și celorlalte legi, singurul decident pe alegeri anticipate este președintele României. Încă așa spui acolo că, da, dacă pică trei guverne consecutiv, într-un anumit termen, președintele poate, nici măcar nu e obligat, poate. Deci, dacă discutăm despre acest scenariu, discutați cu domnul președinte, fiindcă el este singurul care poate să ducă România în acest scenariu. Domnule Tudose, nici dumneavoastră, și telespectatorii noastre, nici PSD-ul, nici altcineva. Doar e un eventual, știu eu, consens general că e bine să dăm un start, să facem un program de guvernare pe 4 ani, să nu mai schimbăm programul de guvernare din an în an, ceva de genul. Un program de guvernare pe 4 ani ar arăta mai bine decât actualul program de guvernare, pentru că vedem la începutul acestei coaliții de guvernare s-a făcut un program de guvernare, însă vine acel moment al rotativei, așa cum a fost de altfel numită, al schimbării premierilor, și vedem că socialdemocrații, dumneavoastră în speță, intenționați să modificați puțin programul de guvernare. Nu s-ar putea merge pe o continuitate? Este evident că atunci când am făcut acest guvern de coaliție, fost un pic mai accentuată tușa liberală pe guvernare, fiindcă prim-ministru este reprezentantul Partidului Național Liberal. Este evident că în momentul în care prim-ministru va fi social-democrat, tușa cea mai pronunțată va fi cea social-democrată. La fel de adevărat este și faptul că, știți, am avut cam 10 guverne în ultimii 8 ani, fiecare cu alt program de guvernare. E și conform legii, fiindcă noul prim-ministru trebuie să vină în Parlament cu un program de guvernare. Da, o stabilitate pe 4 ani ar fi bine pentru țară, dar, repet, singurul factor, decidentul din România care poate să decidă acest lucru este președintele României. Domnule Tudose? Nu bine sau eu. E punct și gata. Bun. Am văzut că s-a discutat foarte mult în ultima perioadă despre acel moment, 25 mai, momentul în care ar trebui să aibă loc schimbarea premierilor.
V-aș întreba dacă acel moment rămâne în picioare sau se modifică această dată în contextul în care vedem că până la urmă nu au venit tranșele pe care le așteptam cu toții din Planul Național de Redresare și Reziliență. Iar mă pune să comentez ceea ce de fapt a comentat mass media. Nu au fost discuții nici în PSD și, din câte înțeleg eu, nici în PNL, poate mai puțin în UDMR, despre acest subiect. Așteptăm maiul, se trage linie, vedem unde suntem și atunci se va lua o decizie. Astăzi suntem de vorbă, protocolul este în vigoare, așa cum scrie în el, pe data 25 mai se întâmplă. Bun, nu o fi 25, o fi 24, 26, că 25 e zi de sărbătoare și poate nu o facem chiar pe 25. Da, undeva acolo, plus minus câteva zile, ar fi protocolul. Până în mai e un pic. Și este evident că dacă până atunci lucrurile merg foarte prost, se mai pot întâmpla lucruri. Dar noi încă nu am discutăm dobul de sare, să avem la cade. Hai să înceapă mai măcar. Suntem în martie. Subiectul este foarte, foarte, foarte vânturat în spațiul public. Ca și cel dinainte. Nu la noi. Noi ne ocupăm de guvernare până în alta, acolo unde sunt reprezentanții noștri. Am văzut în ultima perioadă, s-au discutat de mai multe ori acele variante în care dumneavoastră ați prelua un portofoliu în executiv. Și ca să mai stingem un mit aici sau nu, vă rog să ne spuneți dacă intenționați să preluați un portofoliu în executiv. Pentru că am văzut că ați fost pe la multe ministere. Nu, am fost pe la multe ministere tot în diverse redacții. Încă care mai vrea să facă senzațional, mai schimbă el 2-3 ministere. Ieri am citit în presă că sunt și ființe posibili prezențiabili și așa mai departe și eu și alți colegi. Lăsați-ne pe noi să vă spunem. Eu am mai spus-o și vă spun eu, când va fi să intru în guvern, dacă va fi să intru în guvern, o să aflați de la mine în alte parte. Când o să aveți o declarație de-a mea că îmi asum un portofoliu, luați-o pe aia de bună, până atunci nu credeți nimic. Bun. Și profit de prezența dumneavoastră să vă mai adresez o întrebare. Sunteți și europarlamentari. Astăzi, ministrul agriculturii, domnul Petre Daia, se află la Bruxelles. Am văzut că au existat mai multe nemulțumiri la adresa domniei sale pentru că ar fi negociat prost banii pe care ar trebui să-i primească țara noastră pentru fermieri ca ajutor și avem cea mai mică sumă situată undeva la 10 milioane de euro. Ați stat de vorbă cu domnul Petre Daia? Aveți idee care este în partid sentimentul? Pentru că înțelegem că ar fi fost și la adresa domniei sale nemulțumiri. Eu stat de vorbă cu domnul ministru. Săptămâna trecută am spus că astăzi, mai pe seară, o să vorbesc să facem așa un sumar la ce a făcut domnia sa azi la comisie. Până la urmă, știți, avem și Ministerul Fondurilor Europene, că domnul ministru trebuie să facă agricultură al Ministerului cu Fondurile Europene. Avem și aici o misiune pe lângă comisie. Ar trebui să ne explice cineva de la comisie foarte clar care au fost criteriile, fiindcă aici sunt niște mici problemuțe. Toată lumea a cerut ceva, dar criteriile, după acele criterii făcute de comisie, poți să primești și 10 lei și un leu. La fel de bine pe aceleași criterii. Criteriile ne cam dezavantajează, recunosc. Haideți să vedem povestea închisă și după aia vedem cine e de bine și dacă se putea face, să facem mai mult. Oricum, sincer, sumele sunt insignifiante, mi se pare o bătaie din joc, totalul sumei. Că nu vorbim de miliarde, vorbim de 5-10 milioane de pagubele pentru agricultorii români au fost incomensurabil mai mari. Incomensurabil mai mari. Eu cred că 10 milioane, sau chiar suma totală 60 milioane, dacă acoperă pagubele din 2-3 de care trebuie. Bun, în opinia dumneavoastră... În opinia mea e așa o... aproape jenantă suma globală, când vorbim de 60 milioane pentru 3 țări. Bun, și vina este la Ministerul Fondurilor Europene sau la Ministerul Agriculturii? Deocamdată nu am spus unde e vina, cred că e nevoie de un efort colectiv.
să vedem ce se închide, cum se închide și atunci stabilim dacă se putea mai mult. Poate asta e, nu se putea mai mult, fiindcă programul a fost generat de Polonia și este evident că și-au făcut criteriile de așa natură și-au decupat singur silueta în zid ca să treacă ei perfect prin ea. Bulgarii știu că săptămâna trecută au făcut o manifestație, au blocat șoselele ca să nu mai treacă cereale pe acolo. Adică alte țări au făcut și lucruri pe care noi nu le-am făcut niciodată și nu cred că o să le facem, ca să fiu sincer. Poate nici n-ar fi bine să facem așa ceva vreodată. Da. Dacă astea sunt criteriile după care funcționează comisia, îmi iau libertatea să spun din nou. Cred că a fost cea mai dezastroasă comisie pe care a avut-o această organizare europeană vreodată. Cu totul. Cu absolut tot. Și cu criza sanitară, și cu criza energetică, și cu Green Deal-ul, și cu tot ce vezi noastră, l-au pus pe toate în pământ. Bun. Mulțumesc tare mult pentru această